să vezi bune, într-adevăr. Energie, acțiune, adrenalină. Întâmplări de zilele trecute, mai puțin plăcute sau mai plăcute, ne-au dat idei, ne-au făcut să aprofundăm un subiect. Iar astăzi, acum, trecem la acțiune, încercăm să reparăm o situație sau să profităm de o conjunctură, după cum este cazul. Iată ce anunță astăzi pentru cele 12 zodii. Berbec. Într-o pauză de cafea se spun povești de tot felul. Aflați despre o destinație turistică pentru sfârșit de săptămână și poate vă convinge jumătatea să ajungeți și voi acolo cât de curând. Este posibil să apară un mulțumesc din partea cuiva care nu se arătase prea încrezător într-un sfat al vostru. Taur. Ar putea sosi acum vestea pe care o așteptați de ieri sau vi se eliberează un act parafact și semnat. Vă bucurați de popularitate. Postările voastre de pe rețelele de socializare adună un număr sporit de aprecieri, își aduc aminte de voi și vă contactează prieteni vechi cu care nu ați vorbit de mult. Gemeni, pregătiri de drum sau poate că o nerăbdarea voastră de a pleca în concediu este la cote maxime. Aspecte bune în plan financiar. Se mai adună niște bani în cont, vi se face o plată. Găsiți poate un preț mai bun decât în zilele trecute la un articol care are o valoare destul de mare. Rac. Treceți cu eleganță, poate peste un incident de ieri și veți observa și o schimbare de atitudine din partea celuilalt. Este posibil să se deblocheze o negociere. Vi se face o concesie, o reducere de preț sau sunteți îmbiați cu servicii suplimentare, garanție, mentenanță, alte avantaje. Leu. Efervescență, grabă, puternică motivație să terminați lucrurile cu care considerați că ați rămas în urmă. Pentru cei singuri, o persoană întâlnită acum ar putea să vi se pară foarte aproape de idealul vostru și veți căuta probabil să vă revedeți cât de curând. Fecioară. O zi solicitantă, cu probe de răbdare, de rezistență și atenție la detalii, dar parcă nu vi se întâmplă așa ceva pentru prima oară. Totuși, dacă v-ați neglijat pe voi în ultima perioadă, este posibil să simțiți mai acut nevoia de odihnă, de pauze, să vă răcoriți gândurile. Balanță. Îi uimiți pe cei din jurul vostru cu vitalitatea voastră și cu cheful de viață. Schimbați, poate, atmosfera în colectiv și depășiți un impas, un moment de derută. Vi se face curte. Insistă cineva să vă întâlniți în particular dacă știe că nu sunteți implicați actualmente într-o relație. Scorpion. Dacă nu aveți deja o rezervare, veți sta poate în cumpănă în ceea ce privește o deplasare la sfârșit de săptămână, dat fiind faptul că există și posibilitatea să fiți gazde. Nu duceți lipsă de oportunități în sfera profesională în această perioadă, important este să fiți pe fază. Săgetător, energie, inspirație, încredere în voi înșivă. Ce începe repede și în forță, se poate termina la fel de repede și cu bune rezultate. Poate că vi se face acum o plată, vă intrăm în cont banii care vi s-au acordat drept credit sau după efectuarea unor verificări și repararea unor erori. Capricorn. Ajung la voi niște bani, însă ar trebui să verificați dacă este într-adevăr suma care vi se cuvine sau asupra căreia v-ați înțeles anterior. Cineva cu care ați mai colaborat în trecut ar putea apărea acum cu o nouă ofertă pentru voi, apropiată de cerințele voastre. Vărsător. Finețe psihologică, intuiție. Socotiți poate că este momentul potrivit să puneți punctul pe ei într-o asociere sau chiar în relația de cuplu. Sau considerați că ar fi bine să clarificați niște lucruri încă de la început ca să nu apară mai târziu încurcături într-o relație, într-o colaborare. Pești. Vă mai vine inima la loc după întâmplări din zilele trecute. Râdeți poate și de vreo reacție a voastră. Un motiv de bucurie. Cineva care a început să recent să vă curteze ar putea reveni după o pauză sau poate că abia acum reușiți să vă sincronizați programul. Vă întâlniți undeva. Să avem o zi bună! Să avem o